Bine v-am găsit la Sinteza Săptămânii la Exprim TV. Trecem astăzi în revistă principalele subiecte care au marcat săptămâna trecută piața de asigurări. Economistul șef al Swiss Re și președintele Autorității de Supraveghere din România sunt doar doi dintre specialiștii care participă în acest an în calitate de vorbitori principali la conferința Insurance Market Trends în cadrul Forumului Internațional de Asigurări-Reasigurări 2016. Evenimentul aduce în dezbatere situația economică globală și impactul acesteia asupra companiilor de asigurări care activează pe segmentul property and casualty, dar și influența acesteia asupra ratelor de investiții ale asigurătorilor. Mai multe informații despre eveniment găsiți pe site-ul fiar.ro. Fondul de garantare a asiguraților a efectuat primele plăți către creditorii de asigurări Astra, aflate acum în faliment. Fondul a plătit în data de 3 mai 2016 1.256.000 de lei pentru 248 de dosare. Până la data de 25 aprilie 2016 au fost avizate în comisia specială 4.195 de dosare, din care un număr de 24 au fost respinse. Plata despăgubirilor se va face în limita a 450.000 de lei pentru fiecare creditor de asigurare al societății aflate în faliment. Lapsările reprezintă un risc semnificativ de business pentru toate companiile de asigurări de viață, din cauza impactului lor negativ asupra costurilor și cash flow-ului. Adesea, lapsările pot fi chiar rezultatul unui comportament fraudulos, fie al clienților, fie al membrilor echipei de vânzări. Atrag atenția reprezentanții companiei Limewood, o companie specializată în tehnologii big data aplicate, adresate în principal sectorului asigurărilor și domeniului bancar. Cu ei vă puteți întâlni anul acesta la FIAR. Europa se va confrunta cu un val de fenomene meteorologice extreme în următoarea perioadă ca urmare a schimbărilor climatice. Astfel, modificarea condițiilor de climă de pe continent va determina creșterea numărului unor evenimente precum valuri de căldură, inundații fluviale și în zonele de coastă, secete, furtuni puternice și incendii de vegetație, în special în regiunile de sud-vest, arată studiul Multi-Hazard Assessment in Europe under Climate Change. Săptămâna viitoare, nu uitați că suntem cu toții la Brașov și analizăm tendințele în asigurări și reasigurări la Forumul Internațional Asigurări-Reasigurări 2016. Până la următoarele informații din asigurări la Exprim TV, noi vă dorim o săptămână cât mai plăcută!